Vechii liberali mehedințeni vor reașezarea partidului pe un trend non-conflictual. Cea mai importantă trăsătură a formațiunii politice a fost până acum libera exprimare a ideilor în interiorul partidului, iar Călin Popescu-Tăriceanu este omul care poate face acest lucru. Dacă aș avea posibilitatea l-aș susține pe domnul Popescu Tăriceanu în toate acțiunile pe care le face, pentru că știu că este un bun politician, nu este conflictual. Nu ne trebuie de acum în partide și în Partidul Național Liberal oameni care nu sunt conflictuali. Crin Antonescu este cel care menține în partid o stare conflictuală și cel care alimentează acest lucru prin declarații, decizii autoritare și fără a lăsa dreptul la libera opinie, susține fostul consilier local PNL. Soluția propusă de fostul premier pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale în urma unui scrutin intern în interiorul PNL este cea care definește doctrina partidului. Este un tip conflictual. Așa s-a ridicat în partid, are un verb bun, dar este conflictual. Deci soluția pe care a propus-o domnul Popescu Tăriceanu este democratică, este liberală și ar fi o noutate și un exemplu de urmați pentru celelalte partide. Miza declarațiilor tăioase din interiorul PNL o reprezintă în fapt decizia lui Crin Antonescu de a ajunge la Cotroceni. Chiar dacă la nivelul Uniunii această decizie pare tranșată, nu se știe însă ce aduce ziua de mâine. Credeți că va fi Crin Antonescu candidatul susținut de Uniunea Social-Liberală la alegerile prezidențiale? La această oră cred. Răspunsul e scurt. Liberalii se vor reuni în zilele de 22 și 23 februarie în cadrul unui congres național. Pe ordinea de zi a întâlnirii este modificarea statutului, adoptarea noului program politic și alegerea noii conducere a partidului. Până la această oră, în afară de Crin Antonescu, niciun alt liberal nu și-a exprimat deschis dorința de a candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal.